Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Actorul a vorbit despre unele dintre cele mai dificile momente prin care a trecut, dar și cum a reușit să le depășească. Râsul și sportul au un rol extrem de important în găsirea echilibrului interior. Râsul mi se pare un exercițiu foarte bun, bineînțeles, dacă nu le faci cu tristețea aia. Când mă simt supărat, mă până ajung la sală, iar când ajung acolo și fac sport, după aceea nu mai sunt la fel de supărat. Actorul a împărtășit fanilor săi ce a simțit în momentele în care a reușit la admiterea la facultatea de teatru. Pe moment e foarte frumos, chiar ai așa un soi de superioritate și ai senzația că ești special și apoi îți dai seama că nu e mare lucru și nu înseamnă nimic. Important este să muncești, să fii perseverant și pe viitor să fii un bun profesionist. Atunci, în momentul ăla, nu înseamnă mare lucru, de fapt. A răspuns actorul. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.